dreptul votului democratic. Cu ce gânduri ați votat astăzi? Cum să ne? Cu ce gânduri ați votat? Cu gândul că după un sfert de veac încă suntem în situația în care majoritatea deputaților sunt postcomuniști, ori naționaliști din partea majorității. Ba mai mult, candidatul UDMR-ului aparține aripei postcomuniste din estul și centrul Europei. Chiar de aceea am pornit și noi din partea Partidului Popular Maghiar un candidat aparte, în persoana domnului Zsolt Szilágyi, care întruchipează chiar continuitatea schimbării de regim politic, atât mai mult încât dânsul a participat la mișcările anticomuniste din Timișoara în 1989. Pentru turul 2 aveți vreo opțiune? Știți, este cert că nu putem vota aceia care reprezintă continuitatea comunismului. Deci, cu aceasta am spus totul. Nu credeți că în ultimii 25 de ani maghiarina a promovat o politică greșită de izolaționism în condițiile în care un maghiar pe lista unui mare... Nu cred că ar fi reprezentat, că UDMR-ul ar fi reprezentat o politică izolaționistă, ba mai mult, UDMR-ul a reprezentat, mai ales în a doua parte a carierei sale, a reprezentat o politică postcomunistă, oportunistă și s-a conformat în mod neadmisibil, în mod, și s-a conformat în mod inadmisibil politicii majoritare cu iz și moștenire și a promovat o politică postcomunistă de caracter comunist, continuând vrând nevrând, în mod ascuns ori chiar binevăzut, o moștenirea comunismului și în această situație pur și simplu s-a rupt de baza electorală maghiară, aceasta se poate observa și măsura în procentajul voturilor dobândite. De exemplu, cu 5 ani în urmă, candidatul nostru Kelemen Hunor a obținut vreo 370.000 de voturi din cele 1.000.000 de voturi pe care am putea conta din partea maghiarilor. În ce condiții credeți că un etnic maghiar ar putea ajunge președinte al României? Dacă ar reprezenta într-adevăr valorile democrației și interesele naționale ale României, ar putea să ajungă președinte al țării, tot așa cum domnul Klaus Iohannis, deși nu este ortodox, nu este etnic român, are șanse reale de a deveni președinte al țării. Îl veți susține? Eu personal îl susțin, dar mai trebuie să consultăm cu cei din Consiliul Național Maghiar din Transilvania și cu cei din Partidul Popular. Mulțumim frumos!